în această seară de la Iași către București, la Spitalul Floreasca, unde va fi evaluat tratate arsurile, iar mâine dimineață avem și acceptul și va merge în Belgia la Spitalul Militar Reina Astrid, la clinica de arsuri. În această perioadă spitalul nu primea din exterior, dar am avut aceste discuții împreună și cu premierul și au acceptat transferul mâine dimineață. Din câte știm, ați fost coleg cu dumnealui de facultate. Cum da, e ca om, cum e ca profesionist? Suntem și prieteni. Este un profesionist, coleg de facultate, își face meseria, după cum am văzut și în această seară, încercând să salveze și acei pacienți. O primă cauza incidentului? Este o anchetă ISU în desfășurare, precum și o anchetă a parchetului general. Ce sunt acum pacienții? N-am înțeles. Pacienții, acum în ce stare sunt? Din cei 6, 2 sunt pe intubație invazivă, 2 sunt pe CPAP și 2 sunt pe o canulă de oxigen. Domnule ministru, ce ne lipsește? Nu avem paturi suficiente la Arș, nu avem medici, nu avem aparatură. De ce nu putem trata ca în Belgia, de exemplu? În această seară, noi când am solicitat, avem locuri în Iași, avem locuri în București, la Floreasca și Bagdazar Arsenie, avem locuri în Timișoara. După cum știți, din Banca Mondială avem în acest moment în desfășurare trei centre de mare arș, la Timișoara, la Târgu Mureș și în București. Spitalul a fost evacuat în totalitate la Neamț? Nu, doar secția de terapie intensivă, urmând s-a revenit la secția de terapie intensivă de la etajul 3, unde sunt în 24-48 de ore, operaționabile, 12 paturi. Ce erați pacienți COVID? Pacienții COVID sunt cei cu o simptomatologie medie ușoară care sunt internați pe secție. Ceilalți erau în această terapie intensivă. Aparatura de la Neamț a ars, nu se mai poate folosi acele... Acolo 8 paturi au ars, 8 paturi au ars complet, celelalte 8 paturi au fost cei care au fost coborâți jos în primire urgență, pot fi folosite cele 8 paturi. În următoarea perioadă vedem și evaluarea și refacerea terapiei intensive. Mutăm la etajul 3 în fosta terapie intensivă care a funcționat până astăzi, care are o capacitate de 12 paturi ATI. Unde a fost loc, unde a avut loc incendiul? Era autorizație ISU? Avea autorizație? Este o evaluare în acest moment, care o face atât ISU cât o face și parchetul Ministerul general. Ministerul și-a dat demisia sau încă nu? Sau o așteptați? Este în subordinea Consiliului Județean. Știți facem... de această situație, că nu au autorizație ISU și nici administrația? Nu e vorba dacă au autorizație sau nu. Acesta o decide ISU, având în vedere că avea o structură mai veche pe care au modificat-o din terapia de la 2 la 3. Rămâne ca evaluarea care s-a făcut atunci când s-a trecut de la 2 la 3 și astăzi când s-a decis trecerea de la etajul 3 la etajul 2, dacă a fost evaluat atât spațiu cât și dotarea. Bine.